Te-ai hotărât să-ți cumperi o locuință, dar nu știi ce pași ar trebui să urmezi pentru ca acest întreg proces să nu te streseze mai mult decât este necesar? În videoclipul de astăzi vreau să-ți prezint etapele pe care ar trebui să le parcurgi astfel încât să faci o achiziție de care să fii mulțumit fără să-ți destabilizezi situația financiară. Salutare! Numele meu este Ovidiu Tarcu și vreau să-ți urez bun venit pe canalul meu de YouTube. Cumpărarea unei locuințe reprezintă o decizie importantă. Mai ales dacă această achiziție reprezintă prima ta locuință și nu ai mai trecut niciodată prin acest proces. Probabil ai multe întrebări și te simți copleșit de toate informațiile pe care le citești pe internet sau pe care le auzi de la rude, prieteni sau cunoștințe. Deoarece și eu mă pregătesc pentru achiziționarea unei locuințe, în videoclipul de astăzi mi-am propus să-ți prezint care sunt, în viziunea mea, pașii pe care ar trebui să-i urmezi, astfel încât tot procesul să nu fie incredibil de stresant. Dar înainte să începem, asigură-te că ai lovit butonul de like și te-ai abonat la canal dacă nu ai făcut-o până acum. În felul acesta, videoclipul va primi un scor mai bun în algoritmul YouTube și va fi recomandat mai multor persoane. Acum haide să trecem la treabă. Pasul numărul 1. Scapă de datorii. Aproximativ 95% dintre oameni apelează la un credit imobiliar atunci când își cumpără o locuință. Dar înainte să-ți iei un angajament financiar pe termen lung, așa cum este un credit imobiliar, mai întâi trebuie să scapi de toate celelalte datorii pe care le ai. Mai exact, trebuie să scapi de ratele către orice alte împrumuturi pe care le-ai făcut de-a lungul timpului. Dacă vrei să vezi care este cea mai rapidă metodă de a scăpa de datorii, am pus în descriere și în card linkul către un videoclip în care vorbesc exact despre acest lucru și pe care îl poți urmări imediat după ce îl vizionezi pe acesta. Pasul numărul 2. Construiește-ți un fond de urgență. Odată ce ai scăpat de datorii, pasul următor este să-ți construiești un fond de urgență care să-ți acopere între 3 și 6 luni de cheltuieli curente. Nu voi intra în mai multe detalii despre acesta acum, dar am pus în descriere linkul către un videoclip în care vorbesc despre acesta și cum ar trebui abordat. Deși nu pare, acești doi pași sunt extrem de importanți, deoarece te ajută să-ți construiești o situație financiară stabilă. Dacă îți cumperi o locuință, dar ai sărit peste acești doi pași, nu faci altceva decât să inviți probleme în viața ta. Pe de o parte, mă refer la faptul că s-ar putea să nu te califici pentru creditul pe care ți-l dorești, deoarece depășești gradul de îndatorare de 40% acceptat de bănci. Iar pe de altă parte, s-ar putea să te muți în casă și să apară dintr-o dată tot felul de probleme. Ți se sparge o țeavă, ai o defecțiune la centrală, ți se arde o siguranță și așa mai departe. Toate acestea costă bani să le repari și dacă nu ai un fond de urgență, s-ar putea să-ți fie greu să acționezi eficient și în timp util. Pasul numărul 3. Începe să pui bani deoparte pentru un avans. Dacă ți-ai strâns bani în fondul de urgență, ți-ai creat deja un obicei de a pune bani deoparte lună de lună. După ce ai atins nivelul stabilit de tine, a venit momentul să dai banilor o nouă misiune și anume să strângi avansul pentru o locuință. Programează-ți o plată recurentă și direcționează un procent din venituri într-un cont separat pentru acest obiectiv financiar. Ca să nu lași acești bani să stea chiar degeaba, îți recomand să folosești depozite bancare la termen de un an sau să cumperi titluri de stat cu maturitate de un an. În acest fel, banii nu stau chiar degeaba și te ajută să nu pierzi foarte mult din cauza inflației. Pasul numărul 4. Stabilește-ți bugetul pentru achiziția locuinței. La un credit imobiliar convențional, va trebui să ai la dispoziție un avans de minim 15% din valoarea locuinței pe care dorești să o achiziționezi. Asta înseamnă că 85% din valoarea acesteia va fi finanțată de către o bancă. Pentru această sumă, va trebui să plătești dobândă. Ca să nu-ți transformi visul de a deține o locuință într-un coșmar, îți recomand ca rata lunară să nu depășească 25% din venitul tău net. De exemplu, o familie care are un venit lunar de 7.000 de lei nu ar trebui să aibă o rată mai mare de 1.750 de lei pe lună. Dacă respecti această regulă, rata lunară nu se va transforma într-o povară, iar tu nu vei simți că lucrezi lună de lună doar pentru a plăti rate. Folosind aceste informații, îți poți stabili foarte ușor care este valoarea maximă pe care o poți împrumuta de la bancă,
respectiv intervalul de preț în care ar trebui să se încadreze viitoarea ta locuință. Pasul numărul 5. Identifică creditorii potriviți. Atunci când vine vorba de achiziționarea unei locuințe, majoritatea oamenilor apelează la bănci. Însă nu toate băncile oferă condiții similare. Acum este momentul să intri pe site-urile băncilor din România și să le identifici pe cele care îți oferă cele mai favorabile condiții. Va trebui să repeți acest proces aproximativ o dată la 3 luni, deoarece ofertele băncilor se schimbă. Pentru a finanța achiziția unei locuințe, ideal ar fi să poți accesa un credit cu dobândă fixă pe o durată de 15 ani. Însă în România nu prea există o astfel de posibilitate. În prezent, am văzut un astfel de produs financiar în portofoliul unei singure bănci. Ca alternativă, îți recomand să apelezi la un credit imobiliar pe 15 ani cu dobândă fixă pe cea mai mare perioadă disponibilă. Motivul pentru care îți recomand dobânda fixă este pentru că îți oferă predictibilitate. Rata ta va fi aceeași și în prima lună și peste 5, 7 sau 10 ani în funcție de bancă. Între timp, cel mai probabil veniturile tale vor crește, iar astfel ție îți va fi din ce în ce mai ușor să plătești acea rată. În cazul în care veniturile nu-ți permit să te califici pentru un credit pe 15 ani, folosește-l pe cel cu o durată de 30 de ani și respectă exact aceleași reguli. Pasul numărul 6. Obține o preaprobare. Odată ce te apropii cu avansul de suma stabilită inițial, începe să mergi pe la băncile care îți oferă cele mai bune condiții de creditare dintre cele pe care le-ai identificat la pasul anterior. În această etapă, vei afla care sunt documentele exacte pe care trebuie să le pui la dispoziție băncii și care este suma maximă cu care ei te pot credita în funcție de situația ta financiară. E bine să faci acest lucru din timp ca să te asiguri că, atunci când apare oportunitatea, să poți primi creditul cât mai repede. Pasul numărul 7. Stabilește cum arată proprietatea ta ideală. Acest pas este foarte important, deoarece în felul acesta vei stabili exact ce vrei să cumperi. Fă-ți o listă cu caracteristicile pe care trebuie să le aibă proprietatea, ce ți-ar plăcea să aibă proprietatea și ce este total inacceptabil. Spre exemplu, în prima coloană îți notezi cartierele în care ești dispus să cumperi și faptul că locuința trebuie să aibă 3 camere. În a doua coloană îți notezi faptul că ți-ar plăcea să aibă 2 băi, dar nu este obligatoriu, iar în a treia coloană îți notezi faptul că nu vrei să fie poziționată pe o stradă aglomerată. Pasul 8. Angajează un agent imobiliar. Știu că noi românii încercăm să facem tot felul de șmecherii pentru a economisi niște bani. Din acest motiv, evităm să folosim agenți imobiliari. Dar asistența unui agent imobiliar bun atunci când vrei să-ți cumperi o locuință poate fi neprețuită. Procesul de cumpărare a unei locuințe este destul de stresant și complicat. Există o sumedenie de pași și acte care trebuie cerute, semnate, verificate și așa mai departe. Un agent imobiliar bun te-ar putea ajuta să navighezi toate obstacolele care ar putea să apară. Cuvântul cheie aici este bun. Nu trebuie să semnezi un contract de colaborare cu primul agent imobiliar peste care dai. Folosește un agent imobiliar care înțelege care este bugetul tău, ce îți dorești de la o locuință și care nu încearcă să-ți vândă ceva ce nu este potrivit pentru tine. Trebuie să simți că interesul tău este deasupra comisionului pe care îl va încasa el la finalizarea tranzacției. Din acest motiv, îți recomand să vorbești cu mai mulți agenți imobiliari înainte de a-l alege pe cel cu care vrei să colaborezi. Pasul numărul 9. Vizionează locuințe. Odată ce ai banii de avans și ai trecut prin procesul de preaprobare al băncii, începe să vizionezi locuințe. Programează împreună cu agentul tău imobiliar cât mai multe vizionări ale unor proprietăți care respectă caracteristicile pe care tu ți le dorești și care se încadrează în bugetul tău. Pasul numărul 10. Fă o ofertă. Atunci când ai identificat o proprietate care ți se potrivește, fă o ofertă. Dacă oferta ți este acceptată, atunci agentul imobiliar te poate ajuta să navighezi prin tot procesul birocratic care urmează. Acesta presupune contactarea unui notar, semnarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare, contactarea unui evaluator, obținerea diferitelor extrase și așa mai departe. Pasul numărul 11. Inspectează proprietatea.
Dacă ești ca mine, probabil nici tu nu știi foarte multe despre instalațiile sanitare, instalațiile electrice, de gaz și așa mai departe. Înainte de a semna contractul de vânzare-cumpărare, vorbește cu vânzătorul și roagă-l să te lase să inspectezi proprietatea cu ajutorul unor specialiști. Acest lucru este important mai ales în cazul locuințelor mai vechi sau cele care au fost renovate special pentru a fi revândute. Chiar dacă nu faci o inspecție tehnică imobiliară completă, ia cu tine un instalator, un electrician, cineva care se pricepe la instalațiile de gaz și roagă-i să verifice părțile esențiale ale locuinței. Folosește-te de informațiile pe care ți le oferă aceștia pentru a negocia prețul de cumpărare, astfel încât să poți acoperi eventualele reparații ce trebuie făcute. Știu că aceasta nu este o practică foarte obișnuită în România, însă, ținând cont că achiziționarea unei locuințe este o decizie majoră, nu strică să apelezi la ajutorul unor specialiști atunci când ai nevoie. Pasul numărul 12. Cumpără proprietatea. Probabil momentul pe care îl aștepți încă de la începutul videoclipului. Acesta este momentul în care semnezi contractul de vânzare-cumpărare și în care virezi banii în contul fostului proprietar. Ulterior, primești cheia și te poți muta în noua ta locuință. Iar la final, pasul numărul 13, strivește butonul de like pentru algoritmul YouTube dacă ți-au plăcut informațiile prezentate în acest videoclip. După cum poți observa, procesul de achiziționare a unei locuințe nu este atât de simplu cum crede toată lumea. Iar dacă vrei să faci lucrurile bine, trebuie să planifici totul din timp, astfel încât să nu te trezești în dimineața de după semnarea contractului de vânzare-cumpărare cu regretul cumpărătorului. Acestea fiind spuse, dacă plănuiești să-ți cumperi o locuință în viitorul apropiat, sper că pașii pe care ți-am prezentat în acest videoclip să-ți fie de folos. Eu îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip până la final. Dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal și sună clopoțelul de notificări, astfel încât să fii informat de fiecare dată când postez conținut nou. Iar până data viitoare, amintește-ți că cel mai bun lucru pe care îl pot cumpăra banii este liniștea financiară.